Știm prea bine. Nu vă e foame, fetele? Oh, fac comandă acum. Da, deci fiți atent de 3 porții, 4 de cartofi, 2 de aripioare picante. Picante. Sos de, mamă, sos de maioneză cu usturoi. Bagă și o ciorbă. Eu nu mai pot de poftă. Ciorbă? Nu, desert, desert. Mai bine bune, desert. Acum va lua foamea când noi da, începem. Adică am și început, cred, emisiunea. Asta, tiramisu, Diana, tiramisu și cheesecake. Și clătite fără gluten. 4, gata, asta e. Dacă ne strică dantura. Nu ne strică dantura, da. Dacă ne strică dantura, nu e problemă că ne ajută Alexandra. N-ai văzut că se plimbă peste tot și află lucruri. Da, corect. Nu, hai, hai să începem, nu? Hai cu fetele! Azi, la Hai cu fetele, aflăm ce trebuie să facem pentru a avea un zâmbet perfect și râdem cu gura până la urechi cu Camara. Dar până atunci, haideți să vedem cum flirtează fetele. Fetelor, trebuie să recunoaștem că flirtul face parte din natura umană, ba chiar unii l-au ridicat la nivel de artă. Fie că îți dă o stare de bine și te ajută să pui bazele unei relații romantice sau te face să apreciezi mai mult ceea ce ai deja dacă formezi un cuplu, acesta are multe beneficii. Tocmai de asta, fetelor, ăsta este subiectul șuetelor de astăzi. Voi cum flirtați? Sunt foarte curioasă și chiar mi-ar plăcea să-mi arătați. Cu cine începe? Nu știu dacă vrei să știi neapărat. Cum flirtați, fetelor? Păi depinde, că uite, dacă îmi place de tine, de tine îmi place. Da, ia. Eu sunt băiatul. Așa flirteze. Da, așa flirtez, nu că nu îndrăznesc. Dacă nu-mi place de tine, sunt toată așa. Hey, adică dacă îți place bună, de mine, ești timidă. Nu glumesc nici chiar așa. Stai că m-am văzut o pregătită. Am văzut o chestie pe TikTok. Și că dacă vrei să cucerești pe cineva, trebuie să folosești privirea de îngeraș... Victoriță. Victoriță. Ah, ok, sexy. Așa, și se face în felul următor. Țintești unde mă uit, unde mă uit, unde mă uit. Bă, la cine îți place? Dintre cine flirtezi? Da, cu tine flirtezi. Da, deci iei privirea, zâmbești, dar fără ochi, după care îți cade gura. Și după aia faci așa. Oh, am poze. Dar de ce? Nu e prea așa flirt așa. Da, eu am mai văzut pe Instagram. Nu. Da? Păi tu dă și tu un update la Instagram. Așa. Și ai rămas în 2007. N-am mai dat de mult ce-i drept. Dar da. Diana, Giulia, voi cum flirtați? Diana, eu sunt soțul tău. A, credeam că zicea Ashton Kutcher sau... Păi, eu sunt Ashton Kutcher. Mihai, da, dar stai că nu mai... Bună, Diana, cum ți-a fost ziua? Nu ești în cucer mai bine. Nu. Măi, mie nu... Adică îmi place să fiu abordată, când eram abordată pe vremuri, să se uite el la mine și de acolo să-ți dai seama... Dar știi care? La mine îmi place să fie telepatic, adică să simți energetic. Uh-huh. Te uiți doar așa discret, dar simți energia când trece pe lângă tine să te... Bun, și când simți că te place, tu cum reacționezi? Adică păi, lansez câmpul energetic și la tras. Am încercat să mă împlin, n-am putut. Poți să-l întreb pe soțul cum meu, lansez, că fix așa cum, s-a întâmplat. Arată-ne o lansare din asta data. Păi n-am lansare. Dar pur și simplu te uiți, îl simți, zâmbești. Îi zâmbești. Nu? Da. Practic. Ei răspunde așa că la m-a lovit câmpul energetic. Da, da. De la ea era. Da. Și eu zâmbesc, dar mă și holbez dubios când îmi place. Tu ai dreptate, când îmi place de cineva mă și uită. Nu mi-e și frică să mă uit. Da, și sunt da dau din gene așa. Și după aia și că sunt timidă. Giulia, tu cum flirtezi? Da, nu. Cum dai din gene? Uite așa dau din gene. Ia. Uite așa dă din gene. Gata, a dat din gene de câteva ori. Ok. Și pe urmă te cunoaște și eu. Și azi când ajunge să mă cunoască mai bine se întâmplă. Nici nu-mi vine să cred că sunt în această distribuție de mare succes. Nu flirtezi bine, eu sunt Vlad. Nu să mai flirtez, ați flirtat pentru mine. Eu sunt Vlad, vreau să poți mult mai mult. Nu, eu sunt, am fost întotdeauna extrem de directă, băi, vrei? Hai, bine, hai! Nu, dar în principiu n-am fost niciodată nici timidă, nici nu m-am fâstecit vreodată, nici nimic. Cum l-ai agățat pe soțul? Pe soțul meu? Da. N-ai vrea să știi. Sau el te-a agățat. Nu cred că trebuia mai, să zic asta. Cum ai flirtat? N-am flirtat, am auzit că am băut? A băut și a făcut. Am dansat. Nu, dacă vrei să... Deci, uite, pot să zic în exclusivitate, nu cred că am zis niciodată în viața mea, că de fapt
că mie a început să-mi placă de soțul. Mă rog, într-un team building, că în team building oricum doar discutăm între noi, colegii, nu, nu se întâmplă. Facem brainstorming, așa e, pentru următoarele. Și a pus, cumnatul meu a pus o piesă și nouă ne-a plăcut foarte mult piesa și am dansat și am zis, parcă e drăguță. Și practic în timpul dansului v-ați... Da, nu pot să zic, că eram îmbrăcată într-un sutien și o pereche de pantaloni, că eram după plajă. Îmi imaginam un team building la munte și mă gândeam cum ați ajuns. Eram în delta. E ok, gata, acum că am zis și această poveste care, culmea, nu se știa despre noi, ce mai vreți să mai știi? Numai, dar n-am flirtat propriu zis. Nu. Niciodată, nu. Nu, era... Ați fost... Direct. Exact. Am înțeles. Fiecare cum pot. Sunt convinsă că, nu știu, zâmbetul câteodată face mult atunci când vine vorba de flirt. Clar. Uitându-mă la noi, zic că suntem bine, dar eu sunt curioasă și ce am putea să mai îmbunătățim, nu? Ne zice Alexandra, materialul următor. Ce faceți, fetelor? Astăzi o să abordăm un subiect un pic mai neplăcut. Mai exact, dinții strâmbi. Cum putem să avem, să le îndreptăm, de fapt, dinții? Toți copiii aproape au probleme cu înghesuirile sau altfel de probleme legate de echilibrul ăsta arcat de dinți. Și se rezolvă foarte simplu, foarte ușor, printr-un tratament ortodontic. În general, prin purtarea unui aparat dentar. Noi îndreptăm dinții să-i avem frumoși și sănătoși, pentru că atunci când avem înghesuiri, nu ne putem spăla cum trebuie, nu ne putem curăța cum trebuie și inevitabil, mai devreme sau mai târziu, apar problemele parodontale cu dinții care încep să se miște și să pierdem dinții. Când trebuie să ne dăm seama că avem nevoie de aparat? De la o anumită vârstă, 5-6 anișori, copiii trebuie să meargă la un control, la un control la stomatolog, la un control la ortodont. Și ortodontul știe foarte bine ce să facă și să sfătuiască când trebuie și dacă trebuie un aparat dentar. Din experiența mea din trecut știu că acest tratament, să-i spunem așa, este dureros. Puteți să-mi spuneți în ziua de astăzi dacă s-a mai schimbat ceva în vedere durerea? Nu este un tratament dureros. Poate să dea un disconfort, o jenă care se rezolvă poate cu un antiinflamator foarte repede sau se rezolvă de la sine în 2-3 zile. Cât timp este necesar să folosim aparatul dentar? Depinde de la caz la caz. Acum, eu nu am văzut aici mai mult de 2 ani purtând un aparat dentar. 2 ani și un pic, dar depinde. Am situații în care au purtat aparatul 6 luni și au rezolvat. În fiecare lună ei trebuie să vină să le strângă sârmele? Da, marea majoritate, da, aparatelor ăstora fixe cu sârmă, da, ei trebuie să vină, iarăși a evoluat foarte mult, acum la o lună și jumătate, chiar și la 2 luni sunt văzuți pacienții pentru activarea acestui aparat, dar există și acele aparate gutiere de îndreptat dinții, da, aligneri, cum le spunem noi, unde pacientul trebuie să vină la 3-4 luni doar să fie supravegheat și văzut dacă a purtat gutierele acelea de îndreptat dinții. E o tehnică care pare confortabilă pentru că nu mai ai acele sârme pe dinți, sunt niște gutiere pe care le porți, dar trebuie să le porți cam 20-22 de ore pe zi, deci să le dai jos doar în timpul meselor. Dacă nu sunt purtate în condițiile acestea, nu au rezultat. Vorbim în ziua de azi de o altfel de ortodonție, un altfel de îndreptat al dinților. Este o ortodonție, cum spunem noi, interdisciplinară, unde facem diverse calcule, unde intervine și ortodontul, și proteticianul, și endodontul, și parodontologul. Proiectăm dinainte ce vrem să ajungem să facem și după aceea stabilim ce trebuie făcut. O muncă extraordinară de echipă, ca să spun așa. Da, totul în stomatologie la ora actuală, dacă nu facem în echipă, putem considera că am rămas în urmă. Eu vă mulțumesc că mi-ați răspuns tuturor întrebărilor. Acum clar înțeleg ce înseamnă aparatul dentar, iar dumneavoastră sunteți așteptată în platou.
Despre secretele unui zâmbet de Hollywood. Află mai multe chiar de la doamna doctor Ada Epistatu, pentru că este invitată și în platou alături de noi. Bună ziua! Mulțumesc! Bine ați venit! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Despre secrete, nu sunt secrete foarte mari ca să aveți un zâmbet de Hollywood. Dar ce înseamnă de fapt un zâmbet de Hollywood? Asta înseamnă, pentru fiecare un zâmbet de Hollywood înseamnă ceva. Pentru majoritatea înseamnă un zâmbet alb, dinți aliniați, da? Dacă vreți, stau mai așa. Practic, înseamnă un zâmbet de Hollywood. Acum, alb, să ai un zâmbet alb, pentru că apar foarte multe contradicții, de ce alb, că albul nu-i natural sau că nu se vede decât cum ar fi o faianță, nu este adevărat. După mine, zâmbetul alb este cel mai frumos zâmbet, asta este părerea mea. De ce? Pentru că albul exprimă curățenie, da, puritate, frumusețe până la urmă, da? Deci ca să ai un zâmbet alb, acum contează foarte mult ce fel de alb, da? Cum mai sunt și dinții făcuți, pentru că poți să ai un zâmbet natural și să fie un zâmbet alb. Dar cât de albi ar trebui să fie dinții ca să nu pară totuși artificial? E, aici este... Câte nuanțe trebuie să... Aici este o discuție. Nu, albul este alb. Nu există un alt fel de alb. Culorile naturale conțin galben, conțin griuri, dar albul este alb. Acum, în funcție de transparențe, de ce materiale folosim, într-adevăr și noi dăm, deși alb, zâmbetul poate să fie foarte natural și depinde de fiecare ce își dorește foarte mult. Asta cu estetica și frumusețea are o parte personală. Fiecare vede și îi place și eu aici sunt de acord. Dar credeți că aparatul dentar este o necesitate? Vă întreb chestia asta pentru că mie mai de mult toți doctorii la care am fost îmi spuneau: n-ai nevoie, ai zâmbetul perfect. Acum, din ce în ce mai des, mi se recomandă să-mi pun aparat dentar. Și mi se pare că a devenit așa un trend. Este un trend? Nu sau este un trend. Aparatul pentru sănătatea dinților? Nu benefic. Este aparatul dentar, reprezintă prima ședință sau prima etapă de prevenție a unei boli orale. Deci aparatul dentar la ora actuală ar trebui văzut pentru copiii voștri dacă este necesar sau nu, pentru că el va preveni caria, va preveni boala parodontală, mobilitatea, căderea dinților mai târziu. Deci, nu, practic, nu toată este o necesitate. Lumea trebuie să poarte aparatul. Toată lumea trebuie viața să se verifice cu copii, să meargă cu copiii la stomatolog, să-și verifice dacă au nevoie sau nu. Din păcate, procentul este foarte mare a celor care au nevoie de aparat dentar, dar până la urmă, tehnologia actuală, aparatele sunt mici, pot fi invizibile și chiar dacă sunt cele cu surmulițe pentru copii, cu tot felul de elastice colorate, e o plăcere. Noi avem copii care cer aparat dentar și nu sunt de aparat dentar pentru că surioara lui are aparat dentar, da? Deci e un trend și e foarte bine că a devenit un trend, pentru că el de fapt este o necesitate. Dar dacă îi spui trebuie să porți, nu o să vrea nimeni. Da. Da. Nu, dacă așa și nevoie. Eu, nu știți de cât timp vreau să-mi pun aparat. Cred că toate avem nevoie. Da, eu n-am are dinții la mine e necesar aici jos? Cam da, este necesar, atât cât... Care mă deranjează. Da, este necesar și am să vă mai spun un lucru. Aparatul dentar poate acum, pentru că sunt tehnici, teorii moderne, pus la orice vârstă. Și cât ar trebui să dacă stau eu dinți cu el ca să mi se îndrepte un pic cam suprapușit? Depinde, asta nu știu. Bine, în posibil să stai de... foarte puțin. Uh-huh. Asta spuneam și în reportaj că avem pacienți care au stat foarte puțin și și-au rezolvat problema. Asta o hotărăște ortodontul în clinică, deși noi suntem o echipă, el își dă verdictul și poate să spună cât poți să stai cu aparatul, să îndrepți ce situație ai tu de îndreptat. Trebuie să înțelegeți un lucru. Uitați la copii, aparatul dentar, faptul că avem dinții strâmbi, avem mai târziu o mușcătură, că nu știu cum să spun să înțeleagă lumea, o mușcătură strâmbă, poziționează mandibula față de craniu diferit, greșit. Și prin aparat se poate... Poziția se îndreaptă odată îndrepta poziția posturală, odată cu aparatul și cu planul ăsta de mușcătură, cum spunem noi,
Gândiți-vă că la copii, din cauza anomaliilor și nu poartă aparat, faptul că respiră mai greu, se oxigenează mai greu, au probleme în dezvoltare cerebrală, da, până la urmă intelectuală, au probleme în deglutiție, mâncat, au probleme mai târziu de a se îngrășa pentru că nu mestecă cum trebuie. Deci asta cu dinții nu e atât de... trebuie să o luăm mai în serios. E poarta de intrare și exact, în funcție de cât de sănătoasă e ea, toate celelalte organe, inclusiv postura, da, depinde de cât de sănătoși sunt dinții voștri. Fetița mea, care are, împlinește în curând 9 ani, o întreabă foarte des pe medicul, sau mă rog, îl întreabă pe medicul ei ortodont, fiind prietena noastră foarte bună, de fiecare dată întreabă: totuși nu crezi că aș avea nevoie de aparat? Parcă, uite, sunt un pic strâmbă aici și aș vrea... Bine, la ea, ei se pare ceva foarte interesant și da, va purta la un moment dat, la fel cum va purta și frățiorul ei, dar e foarte încântată și interesată de domeniul, poate și pentru faptul că întotdeauna am avut grijă, de când erau ei foarte mici, să merg cu ei la stomatolog, să merg cu ei la ortodont și să nu aibă frica pe care am avut-o eu, de exemplu, când m-au dus ai mei și mă fugărea un medic să-mi scoată primul dinte și am rămas veșnic. Bine, norocul meu e că n-am avut niciodată probleme cu dantura. Dar cred că e foarte important pentru copii și mai ales pentru părinților să înțeleagă că sunt foarte multe lucruri care se schimbă din momentul purtării aparatului. Da, uite, de exemplu, în clinică la mine am dezvoltat special un program, mamă și copil, din care luăm mamele care se pregătesc să rămână însărcinate, mamele care sunt însărcinate, nou născutul, toate lucrurile astea trebuie să le cunoști dinainte. De ce? Pentru că fiecare moment este foarte important pentru copil. Iar un copil, da, când îl aduci la stomatolog, toată lumea se întreabă. Eu zic să nu-l aduci nou născut chiar. Aici e foarte important ca mama să cunoască lucruri și să le observe și numai dacă e nevoie să vii cu bebele în brațe la stomatolog. Dar într-adevăr, de la 3-4 anișori e bine să ai un control la stomatolog pentru care sigilări, da? Și trebuie să știți că unele anomalii se îndreaptă sau se rezolvă la vârste mult mai mici decât la apariția dinților definitiv. Vreau să insist pe lucrul acesta, pentru că foarte mulți au impresia că trebuie să ne cadă toți dinții de lapte. Și după aia ne apucăm. Nu, lucrurile nu se mai se rezolvă într-un alt fel. Dar atunci când e mic, pentru că au apărut teorii extraordinare din punctul meu de vedere acum, pot să-i rezolvi dezvoltarea oaselor maxilare încă de la 5, 6, 7 ani. Deci să nu mai stăm acasă până când îi cad copilului dinții și să-l vadă. Nu, copilul trebuie văzut de când începe să-și schimbe dentiția de lapte cu cea permanentă. Eu mi-am dus fetița de 2 ani la dentist pentru că am observat o demineralizare, mi-au spus doi dentiști, dar de fapt, deși mănâncă extrem de sănătos și fără dulciuri, fără zahăr, doar dulciuri cu alt zahăr natural, totuși era o mică căriuță și am făcut-o din timp și iată că acum n-am ajuns la probleme. De aia și eu insist foarte mult ca mamele să-și ducă din timp copilași. Categoric, da. Deci nu trebuie să așteptăm. Până acum au fost teorii. Uh-huh. Practic ar trebui să înțelegem că stomatologia modernă nu mai e ceea ce a fost. Este totul schimbat. Și atunci, da, trebuie să veniți cu copilul din timp. Și asta cu zahărul, da. Lăsați, poate să mănânce dulce, poate să mănânce zahăr, ce... cu stevie, cu alte zahăr de cocos, da. Dar o să, acum crescând, clar, o să aici o să vorbim altă dată despre păi chiar vă mai așteptăm să știți exact cum și cât trebuie să mâncăm ca să nu ne să nu facem carie dinții. Vă mulțumim tare mult pentru mulțumesc și eu. Mulțumim. Noi luăm o scurtă pauză și revenim. Știm deja prea bine că iubirea de foame nu ține, ba mai mult, mai nou, este și un joc periculos.
totuși nu la fel de periculos ca provocările la care vrem să supunem invitații noștri de astăzi, pentru că Edita Maigașca în platoul Hai cu Fetele. Bine ați venit, alb-negru, Diana Enache. Bine v-am găsit. Ne bucurăm tare mult că sunteți alături de noi. Bună, bine ați venit. Da, e interesant. Vreau și eu să văd la ce provocări vom fi supuși. Andrei a scăpat de data asta. El e la alte provocări deocamdată, dar face parte, evident, tot până la provocări vrem să vă supunem așa la un test al prieteniei, să vedem cât de bine vă cunoașteți și cât de sincer sunteți unul cu celălalt. Eu zic mai bine să nu faceți asta. De ce? E băcat de trupă, crede-mă. Ați făcut niciodată asta până acum? Nu. Nu. Păi nu știu. Momentul adevărului a venit, așa că zic să nu mai pierdem timp și să începem să vedem. Bun. Camara, care este cuvântul care te caracterizează cel mai bine? Un cuvânt. Aș spune că sunt ambițios sau mai degrabă competitiv. Competitiv. Da. Păreri? Sunteți de acord? De acord? Aici, da. Voi jucați fotbal cu el, de deci ar trebui să spuneți. Aici acceptăm, să vedem mai departe. Eu am auzit despre el că dă, cum se spune în fotbal, la picioare, deci probabil că e competitiv. Alt cuvânt ați avea pentru el? În afară de competitiv? Dar de ce ne pui să... E păcat că am avut vizualizări multe, piesa merge bine. Raflo? E un tată extraordinar. Un tată. Bun. Da. Da și mai cum. Și nu. Da, e cam mai este competitiv, da, și are motivația aia, știi, pe care, deci, de fapt și chiar, n-are, nu mai are nici 20 de ani, dar nu se vede. Deci bătrân ar fi al cuvântului. E okay. Experimentat. Nici să nu exagerăm. Cam ar foarte mult despre prietenii în platou. Da, da, chiar e mișto. E mișto. Iubitor, nu știu ce mai spune eu. Hai să trecem la următoarea întrebare. Camara, care este calitatea cea mai mare a ta și ce obicei de al tău crezi că îl scoate din minți pe Raflo? Pe toată lumea. Sau da? Da, dacă... Dacă ar fi doar pe mine, era bine. Cea mai mare calitate. Știu că sunt multe, dar dă-ne una. Lasă-i pe ei să zică. Dă-ne-o pe singura. Știu că eu ce cred eu despre mine, cred că sunt creativ. Bun, bun. Asta așa. Este cea mai mare calitate. Sunt creativ. Are dreptate, creez probleme. La partea asta e sus de tot, e în top. Mai zi o dată, creez probleme. Creez-l-s problemos. Nu, e Camara, creez-l-s problemos. Ok, și ce-l scoate din minți pe Raflo la tine? Zituș? Da. Pe Raflo și pe ei. Lista. Și pe ei. Cu ceva clar e supărat. Nu. No. Avem un dosar foarte mic. Am un obicei de a insista pe un lucru. Chiar dacă n-ai dreptate? Și dacă am dreptate, nu asta e important. Important nu e dacă ai dreptate sau nu. Dar ce-i drept, și știu asta, am reușit din 2019 încoace să las lucrul ăsta mult mai jos, pentru că îl știam și eu. Chiar dacă am dreptate, nu e bine să insiști. Deci nu știu dacă vă dați seama. Nu parcă ai dreptate. Din 2019, deci, nu, da, din 2019. Dar de când ne știm noi? Din 2011-2012? 2012, deci, da. Deci au fost 7 ani unde... A tot insistat. Da. Bine, dar aveam dreptate. Trebuie să știți ceva, că el are dreptate, orice ar fi. Nu mai e așa, Gal, știi bine. Hai să vedem mai departe. Nu mai așa. A mai îmbătrânit. S-a mai domolit. Îmbătrânit, dar vezi că... Spiritele aici la noi în platou se vede cu ochii liberi, dar vreau să știu care e plăcerea ta vinovată. În materie de muzică. În materie de muzică? Despre asta vorbim. Plăcerea mea vinovată. Sau mâncare. Ce vrei tu? Alegi tu. Acum la mâncare la mine lucrurile s-au redus foarte mult, dat fiind faptul că sunt vegan. Nu, puține lucruri pe care le mănânc față de cum era înainte. Așa că nu pot să zic că mai am vreo plăcere vinovată, sunt foarte atent la ce mănânc. Și dacă poate fi o plăcere vinovată, la ora actuală este supa de linte, îmi place maxim. Și totuși în materie de muzică. În materie de muzică, ceva ce ascult și nu ascultă lumea des, muzică indiană. Indiană? Da. Am crescut cu muzica indiană. Știu multe piese din Capurului și de asta. Da, Amitabh Bachchan. Are divano. Voi sunteți de acord? Mugepe Ceano.
Case haia me un dom Are din palo Buge pe ceanu Case haia me un dom Să nu mă cămier noi E de la linte Și bea mult ceai, da. Să știți, foarte mult, da. Ceai. E singurul care bea ceaiul la caraf. Ceai de gri. Alții mai beau vin, mai beau o treabă. Da, e adevărat. Așa. E adevărat, asta este. Păi e, ești sănătos tu dacă bei ceai de gri. Beau ceai, mult ceai. Adică în jur de patru. Da, le dau și altora. Eu am câte știu apropo cel mai sănătos. Apropo de ceai, băuturi și sete în general, și în legătură cu piesa voastră, cu iubirea de foame nu ține, dar mi-e sete de... Da, să știi că mi-e sete de cine. De cine vă e vouă sete? Vreau să aud pe rând și la fiecare. De cine? De cine? De cine? A, de cine? Așa zice, este metaforice. Așa zice piesa, nu e vina. Da. Da, de ce? De cine și de ce? Ia zic altfel, de ce? Păi, dacă vorbim în legătură cu piesa mie sete de tine, era vorba de tine cu fosta ta soție. Da, așa. Atunci, e. Vezi cum te-a băgat la înaintare, da. În loc ca să zică... scape, lasă. Și noi la concerte, când, atunci când eram pe scenă, de fiecare dată am cântat piesa asta pentru toată lumea. E o piesa unde toată lumea... Nu, lasă, pentru cine personal. Nu, pentru cine personal. Când o cânt eu? Da. De cine ți-e sete? De cine ți-e sete acum? Deci tu pentru cine o cânti? Acum? Da. Acum nu sunt cu cineva. Diana, e sete de libertate, zici? Să da. Știi, nu de da? Altceva. Vreau să avem din nou evenimente, să cântăm, să fie atmosfera aia. Așa cum eram obișnuiți. Nu ți-e sete de cineva? Nu ți-e sete de cineva? Acum nu, că-s bine, am mâncat, sunt ok la ora asta. Ai mâncat, e bine. Și colegului e sete de cineva anume? E foarte bine. De soția mea, da. Să știe. Să zici altceva. Mai ales că nu prea dormim în ultimul timp. Paolo, ce s-a întâmplat? Că a venit bebe. Nu știu cine i-a chemat, că noi nu i-am chemat. Eu vreau cea mai frumoasă perioadă. Să fie sărăcit și trupa junior pregătită. Da, e Aian al lui Andrei, e Leon al meu, care e cel mai mare. Hai. Și Luca acum, care a venit, îl așteptăm pe Ralflo. Iată. Ralflo o să fie cel mai mic, Ralflo junior o să fie cel mai mic. Oricum eu sunt cel mai mare din trup, așa că e ok. Eu sunt așa mai curioasă de fel. Și aș vrea să știu care a fost motivul ultimei discuții cu echipa. Discuții în contradictoriu, mă refer. Cine vrea să fie primul care răspunde la întrebare? Te rog, hai să ne ajuți. Dar eu stau și mă gândesc când nu ne contrazicem cu el. Dar nu cu el, între noi toți. Care e motivul? Ultimul motiv de ceartă. Perfecționismul lui Cam. Stați un pic, Rareș. Ia, gândește. Rareș, prea legătura. Ia zi. Bună ziua, am preluat legătura. Deci, ia zi, că scurios, că eu motivul ar fi cel mai mare întârzierea clasică. Cine întârzie? Eu nu vreau să dau nume, că se supără camarada. El? Dar, perfecționistul întârzie? Da. Păi n-ai voie. Eu nu vreau să dau nume, că se supără, dar camarada. Noi venim prea devreme, tot așa, uneori. Pot să zic ceva în sensul ăsta. Nu, spune că e vina ta. Emisiunea pe care am avut-o chiar la prima, la Brancu, ei, eu am venit cu o oră înainte. O dată. Atenție. Asta nu, atenție, atenție. Eu vin înainte, ajung înainte. Și n-a prins emisiunea. Nu. Și așteptam la machiaj. Așteptam să mă cheme cineva, bă, hai că încep să trezei. Deci cum să ajungi în prima oară în TV, viață? Mă uit pe TV, că era pe net acolo, avea o doamnă. Erai tu. Nu. Cum? Și mă uit pe TV și nu, bă, platou era Damian Drăghici. Da? Okay. Acum stăteam și mă uitam la Drăghici pe telefon, da? Și dintr-o dată este acolo, zic, măi, că mă duc lejer. Zic, mă, dacă încă e Damian, mă duceam lejer. Mergeam spre studio de la machiaj și când văd pe TV, sunt ei, în platou. Zic, machiaj? Păi nu te-au sunat. Am vrut apără mine, în emisiune. A fost singura oară când a ajuns înainte. Și au dat-o tot pe mine că întârzi și au dat-o pe TV că eu am întârziat, deși eu eram acolo. Pentru că nu se așteptau ca tu să vii cu oră înainte. Mai cunoaștem, că zic, e o problemă. Și noi parcă am fi în discuția dintre noi, dar să trecem mai departe. Nu ai simțit, nu înțeleg. Păi că am doi copii mici și n-am întârziat. Nu, mai mult doar n-am întârziat. N-am întârziat, domne. Și se apare ție timpul să-ți dilată. Era chiaj două ore și nu te-am văzut. Eu eram și de două ore. El a prins podul, a trecut vaporul ăla și nu s-a... Între ele, în cazul în care n-ați înțeles ce se întâmplă, nu-i problemă, vă povestim pe social media, că acolo avem mai mult timp la dispoziție să... Da, revenind la întrebările noastre, Fulger, dacă ați inventa o mașină a timpului, în ce an v-ați întoarce? În ordinea numerelor de pe tricou, vă rog frumos.
Ia, tu știi, adică, pentru tine. Nu, pentru tine. Eu... Se ceartă, da? Filmat. Pentru tine, adică mă gândesc. Sunt două posibilități pentru tine. La microfon, vă rog. Los microfonul. Eu am o vorbă, că m-aș întoarce în ziua în care s-a născut băiatul meu. Pentru că eram plecat. Eram la Moscova cu Național Artiștilor și el trebuia să nască o lună după. Nu atunci. Și tot era programat prin cezariană. Și a fost o greșeală a unui medic din Constanța care a forțat-o pe fosta mea soție să nască, deși nu venise momentul. Și natural, în plus. Deși ea era mică în bazin și n-avea voie. I-a zis, se interzis total. Parcă m-aș întoarce în ziua aia în care a plecat la mare, pentru că la mare s-a întâmplat treaba asta, a plecat cu sora ei și cu cumnatul ei și un prieten la mare și parcă m-aș întoarce să-i spun, bă, nu mai pleca. Și aș reveni aici. Însă, în același timp, stau și mă gândesc și mă uit în ochii lui Leon, e un băiat minunat. Nu știu dacă ar fi fost același Leon. Acum. Dacă nu s-ar fi întâmplat la fel. Da. Și în același timp, nici nu știu ce s-ar fi întâmplat. Că poate nu s-ar fi întâmplat ceva ok. Poate așa vreo bunul Dumnezeu să se întâmple, să se nască atunci și să trecem prin această experiență și să aducă atâta bunătate și liniște în sufletul oamenilor și să fie o lecție de viață pentru foarte mulți, pentru că Leon a motivat foarte multă lume. Așa e. Și din momentul în care lumea a știut de cazul lui, pentru că noi 3 ani n-am spus nimănui nimic, știau doar cei apropiați, nimeni altcineva nu știa ce se întâmplă, nu pozam, nu arătam nimic. Când s-a știut, el a motivat foarte multe persoane, multă lume m-a căutat, a văzut progresele și și-au dorit și ei să treacă prin aceleași tratamente pentru a avea rezultate și mă bucură povestea asta, că am putut să inspirăm altă lume. Mă întristează că al meu puști încă nu poate să meargă, însă el este fericit. Și așa că aia e normalitatea lui. Acum nu l-am văzut și nu s-a plâns niciodată. A zis dacă vrea să meargă și că o să meargă și e ambițios. Chiar acum este la terapie în momentele astea, face în fiecare zi 2 ore. Iar când mergem la Timișoara, face 4 ore pe zi. Eu cred că acolo m-aș întoarce dacă ar fi. În rest, nu cred că m-aș întoarce să plec de aici, pentru că nu știu ce mă așteaptă. Adică, gen, să schimb, dacă schimb ceva și se strică ceva aici. E adevărat. Știi? Lucrurile se întâmplă întotdeauna cu un motiv. Exact, da. Și m-am accidentat la fotbal, am ajuns în muzică. Dacă nu și de la fotbal, poate nu mai ziceam în muzică. Că eram fotbalist, poate terminam cariera acum 20 de ani, cine știe când o termina. Așa că sunt mulțumit cu ce am acum, că i-am pe acești băieți lângă mine și că avem piesă nouă acum. Aveți o piesă nouă care se numește Joc Periculos. Da. N-am? Da. Cine joacă spuneți-ne? Ia! Diana! Eu spune-ne tu! Am picat cu toți 4, a trebuit să joc și îți mărturisesc că a fost foarte greu pentru că ziceai de ce ne-am certat ultima oară. Camaran spunea la filmări, mă, fii-mă îndrăgostită, mă, uită-te-mă la mine, pătrunzător, așa, iubește-mă. Mă, Camaran, zic, dar nu pot, am crescut cu toți, cum să fac așa ceva? Hai, zic, se uită tata, n-am cum. Era micuț așa, venea și mă trăgea de șoc la fotbal. Oricum, așa e foarte mișto piesa și bineînțeles că nu scăpați până nu ne-o cântați și nouă, nu? Ce s-a întâmplat, iubire? Unde am ajuns așa? Eu știu partea mea de vină. Oare tu o știi pe-a ta? Oare o știi pe-a ta? Luptăm prin argumente. E un joc periculos. Nu e loc de sentimente. Și cu ce folos? Totul e pe dos. Am greșit, e un joc al eroi. Descriitor devenim spectator. Unde duce această iluzie? Între noi a rămas doar confuzie. E un chin în simțit. Nu vreau să pleci, dar nici prin viața mea să treci. Trec un mult simplu călător pe drumul sau în celălalt. Nu vreau să pleci, dar nici prin viața mea să treci. De parcă n-aș fi existat să fiu doar.
Ne-am iubit când era bine. Acum suntem doi foști cu diplomă de proști. De azi mă uit pe mine ca să te pot uita. Ceva totuși mă reține, dar nu voi mai ceda. E mai bine așa. Am greșit, e un joc al erorii. Scriitor deveni spectatori. Oh no, ai povești și nu știm unde duce această iluzie. Între noi a rămas doar confuzie. E un chin, îl simțim. Nu vreau să plece, dar nici prin viața mea să treci. Trec cum un simplu călător pe drumul sau în celălalt. Nu vreau să plece, dar nici prin viața mea să treci. De parcă n-aș fi existat, să fiu doar un tărâm uitat. Așa mișcarea asta, știi că am ținut și minuțele. Ne-am gândit să vă mai ținem un pic. Da, am făcut coreografie de Bollywood. Bun, n-ați văzut. Da? Mă rog, am încercat. Am practic încercat, da. Am făcut și noi ce am putut. Da. Da, eu vrem să plecați, așa că ați mai cerut. Ați zis că au fost prea puține întrebări. Mai avem. Testul prieteniei nu s-a terminat. Vine decisiva. Care este artistul care v-a inspirat cel mai mult pe fiecare dintre voi în parte? Sunt convins că suntem din arii diferite la capitolul ăsta, ceea ce e și frumos pentru că avem o bogată cultură muzicală împreună. Eu am plecat la drum cu Julio Iglesias, Judase, apoi am ajuns și unde ați fost, pe la Bob Marley. Din păcate, da, am ajuns bine. Apoi am trecut la Bob Marley, bineînțeles Michael Jackson n-a lipsit din influențe. Cel mai influențat de Michael Jackson este mai mult ca sigur Andrei. Da. El e fanul numărul 1. Și e mult pe respira. Adică faci și dansurile lui Michael. Chiar și pe piesa a avut, dar că ați auzit la un moment dat, face da. El leagă acolo, nu are cum să scape de ele. Și aș spune că pentru mine, cel puțin, zona asta romantică m-a definit foarte mult. Deși am ajuns ulterior să fac am mai mult rap. Am crezut că pentru toată lumea. Și voi? Da, da, și eu am fost atunci când ai fost tu cu Julio. Tot eram pe partea dreaptă, noi eram pe același drum. Dar eu, Bob Marley și Michael m-au inspirat foarte mult. Ok. Mai departe? La mine a fost... Camara? Camara, da. Adrian Enache. Camara și Adrian. Discursul, trebuia să mă lași. Ah, pardon. Adi, te pup. Nu, a fost Stevie Wonder, de exemplu. Babyface la mine, tot ce este black music. Bineînțeles, cum a zis și Cama, Julio, Charles Aznavour, și mai multe, de fapt, știi, doar avem o cultură foarte vastă, da? Bogată. Sunteți boemi, sunteți și puțin boemi. Să știi că eu aveam un poster mare cu Julia, cu trupa Candy, da, era. De ea ți plăcea cel mai mult din... De pe ea, știu toate? Că mai era cu... Acum, eu, zic că tatăl ei, Adrian, mă știe de când aveam 6 ani. Noi, fiind consăteni la gala, din ca gala, să zic așa, ne-am intersectat și eram într-o relație și suntem într-o relație foarte bună. Și, dar mă bucur foarte mult că ai zis asta și acum chiar m-am emoționat pe bune și mă bucur că... Și era mișcat asta, știu sigur. După publicitate, citim toate mesajele pe care le primim de la voi. Bine, o parte. O parte. Și nu scapă nici Camara, așa că stați pe aproape, revenim. Fetelor, undă verde. Hai cu fetele.
Ne-am întors la Hai cu fetele și vă mulțumim pentru toate mesajele și comentariile pe care ni le lăsați pe contul oficial al emisiunii pe toate platformele de social media. Foarte curioasă sunt la această rubrică, care nouă ne place foarte mult, ce mesaje am primit astăzi. Cine vrea să înceapă? Păi hai să luăm așa, nu? Că ajungem și la invitați imediat. Păi, bun, hai. Repede. Zi. Bună seara, ce sexy ești, Diana, bravo, dar se poate și mai bine și mai sexy și mai transparentă, bravo pentru început și fă-ți poză și pune-o aici, ca ai frumoasă ținuta. Fără niciun fel de... Văd că ai urmat sfat. Da, da. Sunt transparentă. Și să-i pui și poză lui, am nu? Pus-o. Da, ți-am trimis poza cu mine transparentă, sunt la fel de transparentă. Gabriela, Giulia, ce frumoasă erai când erai cu formația. Te-ai mărit și nu mai ai haz, sincer. Îmi plăcea la nebunie de tine. Eu amărât, tu distrată și bogată, nu-mi place de tine, nem. Nu mai ai haz. Concluzia acestui mesaj este următoarea. Eu sunt în continuare bogată și foarte drăguță. Tu în continuare un amărât. Hai, te-am pupat. Eu cred că am vrut să zic că te-ai măritat, nu, nu te-ai nu, mărit. M-am mărit, dar el avea asta dreptate. E, oricum, e de bine. Bun, Radu zice, ascultând-o pe Gabriela Marin, îmi dau seama că e o îngânfată și o pretențioasă. Eram sigură. Deci, aș fi foarte pretențioasă să zic că nu scrii foarte corect ceea ce exprim pe gură. Radu, mă vorbim. Pam, pam, mai departe, Ioana. Al meu trage o concluzie simplă. Dacă n-ați fi și proaste, ar fi perfect. Cea mai mare problemă la mesajul ăsta e și ăla care face diferența. Adică dacă ar fi zis, dacă n-ați fi proaste, ar fi perfect, ar fi fost un singur defect, dar așa a zis, dacă n-ați fi și proaste, adică noi mai avem multe alte degete. Defecte de care nu... Bine că nu le-a aflat pe celelalte. Dar mulțumim oricum. Da. Bun. La mine am ales un mesaj dintr-o postare cu Leon, unde vine așa, ești un copil deosebit, Leon, ești deja profesor, pentru că e profesor de muzică, că asta vrea să fie pianist și profesor de muzică. Zice, ești un copil deosebit, Leon, ești deja profesor pentru câte știi la vârsta ta, Dumnezeu și medicii să aibă grijă de tine, bravo, Camara, pentru dedicația total acordată fiului tău, mai rar așa o legătură strânsă, iubirea învinge întotdeauna, felicită Camara, mii de pupici, Leon, adăug postările tale și peripețiile lui Leon. Mă înclin. Ce frumos! Foarte frumos! Deci la mine mi-a scris unul, Ralflo, ești prost, pe scurt. Așa. Da, poate și, dar îmi place foarte mult cum cânți. Cred că e același care e același. E același, ia cum îl cheamă. Vino în echipa noastră. Mersi, băiatul meu, mersi. Mă bucur măcar că îți place cum cânți. Da, în rest, dar sunt un pic prostuț. Dar hai, trecem peste. Next one. Da, mie m-a întrebat cineva ceva frumos. Unde îți faci freza? Că aș vrea să-mi scurtez și eu o pereche de pantaloni. Mai departe. Iar eu am primit un mesaj vocal ieri, unde am fost făcută praf pentru că n-am avut empatie când am prezentat moartea unei vecine de la ora 5 și am fost confundată cu Diana Enache, cealaltă, de la celălalt post. Am avut cu praf, n-ai avut empatie, cum ai putut să zici, te-ai bulbuit. Zic, stai femeie, că n-am nicio treabă. Da, mă rog. Mulțumim încă o dată pentru că ați venit la noi în emisiune. Bă, da, așa rău, ne pare s-a terminat. Da, dar vă mai așteptăm și altă dată. Îmi pare rău că se termină. Tu mai stai, că mai și ediție de luni. Oprim camerele și mai rămânem puțin. Cum are drag. A, vrei să rămâi doar tu cu fetele, nu? Ce discuții pe final de emisiune. Da. Ne revedem mâine. Da, la Hai cu fetele. V-am pupat. Pa, pa.